Spuneți că ne dai ardă vieții, bravo! Întâi mai muncitoresc sărbătorii de timișoreni la Pădurea Verde. O zi liberă perfectă, am spune noi. Vremea de afară a fost frumoasă pentru cei care au venit la grătar. PSD Timiș a închiriat spațiul din incinta muzeului satului Bănățean, unde a invitat firmele să vândă mici, sucuri și bere. Socialdemocrații timișeni au organizat un spectacol de muzică și dansuri populare. Printre socialdemocrații care au fost la Pădurea Verde s-a numărat chiar liderul lor, Titu Bojin. Acesta a fost luat cu asalt de doamne care doreau să-i spună câte ceva și să-i ureze baftă la alegeri. Să mă uit, că așa îmi bătea inima, ea m-a sunat, zice, a câștigat tonta. Eu n-am avut curaj să mă uit, că spunea mai 4 voturi. Așa e, se vede că mă iubesc, doamnele, în mod deosebit, dar nu numai doamne, uitați că și sunt domnii sunt lângă mine și probabil că oamenii simt totuși puțin aer curat. Și era nevoie de aer curat la Timișoara. Un ocol de câteva minute a făcut președintele PSD Timiș, Titu Bojin, ca lumea prezentă la eveniment să roiască în jurul lui. Eu sunt de partea OSL-ului și vreau să fiu de partea OSL-ului pentru că iubesc pe foarte mult pe domnul Ponta și pe... Și pe domnul Bojin, văd că l-ați așteptat? Domnul Bojin, foarte mult. Și dânsul este înăuntru, la biserică. Da? Și... Vreți să dați mâna cu el? Da, vreau să dăm mâna cu dânsul. Mulțumesc mult! Am întâmpinat, am făcut o manifestare foarte frumoasă, toată lumea pare mulțumită, este plăcut în natură, este un moment în care toți așteaptă o organizare, o petrecere frumoasă, să se întâlnească cu toții, e un lucru frumos. Frumos, e o bucurie pentru noi, poporul ăsta mai sărac. Titu Bojin a oprit câteva minute pentru a se ruga la capela amenajată în incinta muzeului satului și apoi a aprins lumânări.